Bine ați venit la emisiunea Față în Față. Astăzi avem o emisiune specială cu invitați speciali. Frații Groza sunt la noi în studio și ne bucurăm că am reușit să îi avem cu noi de această dată, deși noi ne-am mai întâlnit, dar n-am avut niciodată oportunitatea să fim la această emisiune împreună. Vă spun bine ați venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Pentru început aș vrea să vă prezint pe scurt. Aici în stânga mea se află fratele Alexandru Groza, un foarte renumit compozitor și cântăreț de muzică creștină. Lângă fratele Groza se află sora lui și totodată o bună interpretă de muzică creștină, Elisabeta Ficuț Groza. Și lângă Elisabeta se află prietenul nostru Toma Groza. Și aș vrea să precizez că acești trei frați vin din părți diferite ale lumii, fratele Toma din California, sora Eli sau Elisabeta din România, din Oradea, și fratele Alexandru din Danemarca, din Copenhaga. Da. Ne bucurăm să fim împreună, chiar dacă geografic distanțele sunt foarte mari. Iată că astăzi ne aflăm la Chicago împreună și eu nu cred în întâmplări sau coincidențe. Cred că Dumnezeu are o lucrare de făcut și în acest mod și prin televiziune. Deși profilul și specialitatea voastră este muzica, astăzi vom încerca să vorbim un pic mai mult decât vom asculta muzica, dar o vom arăta și câteva secvențe din repertoriul vostru foarte, foarte bogat. În fața mea am aici o groază de DVD-uri, CD-uri și cărți, două cărți pe care fratele Alexandru Groza le-a scris, compoziții proprii, cântece pentru copii, Lăudați pe Domnul, albume diferite pentru copii și pentru creștini și pentru orice om care vrea să se îmbogățească spiritual. Pe note și text. Pe note și text, pentru cei interesați și care știu să citească note, nu toți știm. Aș vrea să vă întreb, la această emisiune vrem să avem discuții, un dialog legat de suflet, mai așa, mai ca între prieteni. Și aș vrea să vă întreb, frate Alexandru, când ați realizat că aveți acest dar special de a cânta? Acest dar de a cânta, cred că m-am născut cu el, pentru că mi l-a dat Domnul să laud pe el. Însă înainte am cântat pentru lume. Și în anul 1986 m-am întâlnit și am primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața mea. Cariera dumneavoastră, eu știu din culise că a fost o carieră bogată înainte să vă întâlniți cu Domnul Iisus Hristos. Ați cântat, ați fost identificat, ați fost descoperit, cum se spune, printre profesioniști, că, ca și un cântăreț foarte bun, și ați cântat muzică ușoară, ați compus cântece și ați ajuns la la punctul culminant, aș putea spune. Ați câștigat un trofeu. Puteți să ne spuneți, înainte să vă întâlniți cu Iisus Hristos, cum ați evoluat în muzică? În 1973 am luat Steaua fără nume în televiziunea română. Pe urmă m-am căsătorit, soția mea este daneză din Danemarca și am plecat acolo, m-am stabilit în Danemarca. Dar rugăciunile mamei mele m-au urmărit și în Danemarca, pentru că mama dorea ca eu să îmi predau viața Domnului Iisus Hristos și să fac un legământ cu El. Între timp, în Danemarca am avut mari succese, pentru că am cântat muzică ușoară, am compus 20-30 de cântări de muzică ușoară, care au devenit șlagăre, am avut contracte cu companiile de plăci, am câștigat mulți bani, pentru că se vendeau plăcile acelea în magazine, discurile. Până la un moment când m-am întors în România cu familia mea și am fost în Biserica Speranța din Arad împreună cu sora mea Elisabeta și acolo s-a întâmplat minunea.
Atunci am fost cercetat printr-o cântare de-a mea, care am compus-o. Doamne, astăzi slăvim, îți mulțumim pentru binecuvântările tale din viața noastră. Și am fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu și am spus bisericii, în timp ce cântam, că vreau să fac legământul cu Domnul, că eu nu sunt botezat. Biserica a rămas uimită, toți care cunoșteau, că înainte eu am compus și cântări pentru slava lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o mică paranteză aici. E poate puțin neobișnuit pentru un cântăresc de muzică ușoară, în același timp să compună și cântece creștine. Puteți să identificați ce v-a determinat să scrieți cântece creștine? Ce v-a inspirat? Ce credeți că a fost sursa? M-a inspirat prezența Duhului Sfânt în viața mea și în inima mea. Pentru că mama mea se ruga pentru mine. În Danemarca am avut contract cu companie de plăci. Mi s-a spus de directorul companiei de plăci să ne scrii 20 de cântări pe an și în 2 ani te fac milionar. Ați reușit să scrieți 20? Am scris 20 și din aceste 20, 10 au devenit șlagăre în acel timp, care au fost trimise în Germania și interpretate de alți compozitori cântăreți. Deci să înțeleg că ați devenit milionar? Nu. Nu am devenit. Dar... pentru că Dumnezeu m-a cercetat și rugăciunile mamei m-a întors la Dumnezeu. În Biserica Speranța i-am rugat să umplă bazinul cu apă. Cum spunea, apa este rece. Și m-am botezat la ora 11 și jumătate în anul 1986 în Biserica Speranța din Arad. Și am plecat acasă și m-am dus la directorul de companie de plăci. Era un om în vârstă, bătrân, cu barbă, îmi amintesc și acum. Și i-am spus că vreau să întrerup contractul pentru că de acum înainte talentul care mi l-a dat Dumnezeu vreau să se înalțe pentru slava Lui, să compun cântări pentru slava Lui Dumnezeu. Și acel om s-a uitat la mine cam 5 minute, m-a analizat și m-a trecut prin viziunea Lui și mi-a spus, vezi un coș, avem un coș cu casete, privește spre el. Aceste casete sunt oamenii și muzicieni care doresc să intre în compania de plăci pe care tu astăzi vrei să o refuzi. Și am spus că întâlnirea mea cu Domnul este mai importantă decât acele contracte care le am cu dumneavoastră. M-am predat lui Dumnezeu și doresc ca să întrerup contractul. Și s-a întrerupt acest contract și m-am dus acasă și m-am rugat lui Dumnezeu ce fac. Și Dumnezeu m-a întărit și m-am pus la pian și veneau cântările una după alta. O cântare mai frumoasă ca alta. Și așa Dumnezeu mi-a schimbat viața și de atunci talentul meu se întoarce cu laudă spre Dumnezeu. Și recunosc că în totul a fost rugăciunile mamei mele, a părinților noștri, ai mei, mă întoarce la Dumnezeu. Și de atunci să vezi pe Domnul. De atunci am compus până în prezent peste 300 de cântări. Una mai frumoasă ca alta. Toate pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea altora. Poate sunt oameni care se uită la noi și spune, ce ciudat, cum se poate un om care are o carieră, tânăr, căutat, acceptat de o casă de discuri, potențial să devină milionar, dă cu piciorul. E o greșeală, ar putea unii oameni spune. Care a fost forța care v-a determinat să faceți această hotărâre atât de fermă? Pentru că oricum n-a fost ușoară. Nu. Forța a fost puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care mi l-a pus în sufletul meu și în viața mea. Am putut să decid că este mai important ca să slăvesc pe Domnul decât să slăvesc, să dau energia mea și ceea ce a pus Dumnezeu în mine
de a slăvi pe om, de a slăvi lumea acestea. Ați parcurs împreună, aș vrea cum să revin și la frații dumneavoastră care cu răbdare au ascultat mărturia atât de puternică pe care ați avut-o și pe care ei cred că au și experimentat-o fiind aproape. Da. Spuneți-ne ceva despre familia dumneavoastră. Ați menționat-o pe mama că s-a rugat și rugăciunile mamei considerați, credeți că au fost cele care au ajutat la întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Ce ne puteți spune despre familia dumneavoastră? Noi suntem 7 frați, ne-am născut într-o familie de credincioși, părinții noștri, oameni simpli, dar iubeau mult pe Domnul Iisus. Am crescut cu rugăciune și cântare. Și pot să vă spun că de când ne știm noi, în casa noastră s-a cântat. Toți musafirii noștri, toți cei ce veneau la noi, ne ascultau, noi formam repede un cor. Alexandru, pe vremea aceea eram chiar copii, lua instrumentul, acordeonul cu celălalt frate mai mare și cântam și lăudam pe Domnul împreună cu mama noastră care a avut acest dar de a cânta. Anii au trecut și fiecare dintre noi a plecat să-și facă rostul în viață, dar într-adevăr, așa cum spunea Alexandru, rugăciunile părinților ne-au urmărit peste tot, pretutindeni. Și mi-amintesc că eram și eu tânără, aveam 19 ani, abia terminasem liceul și singura mea dorință era să ajung și eu mare artistă, mare cântăreață, să-i urmez exemplul lui, pentru că aveam și eu ceva în mine care parcă îmi spunea că trebuie să ieși de aici, să ajungi undeva sus. Până într-o zi când Duhul Domnului mi-a cercetat viața. În biserica din Oradea, unde eram atunci la școală, a fost trezirea spirituală. Fratele Liviu Olah predica cu putere și Duhul lui Dumnezeu cerceta multe vieți în vremea aceea. Și mi-amintesc că am ajuns și eu la biserica aceea și a fost o seară când n-am putut să stau nepăsătoare la chemarea Domnului și am răspuns. Și Toma era și el în Oradea în vremea aceea și am început să mă rog pentru el ca Domnul să-l caute, să-l cerceteze și pe el. Și așa de frumos a lucrat Dumnezeu că împreună ne-am botezat și de atunci suntem lângă Domnul, slăvim pe Domnul și tot ceea ce a pus în noi folosim pentru slava Lui. Toma, ai fost menționat, da, și ți-ai amintit cred că cu emoții acele clipe din tinerețea voastră când mai presus de orice, cred că toate evenimentele din viață importante, precum căsătoria, precum nașterea copiilor, au o semnificație specială, dar nașterea din nou, întâlnirea cu Dumnezeu, cred că le depășește pe toate. Cel puțin în viața mea pot să subliniez că întâlnirea cu Dumnezeu a fost cea mai deosebită și cea mai frumoasă. Spune puțin despre experiența pe care ai avut-o împreună cu sora ta, că am înțeles că atunci împreună ați avut această bucurie, cum zic creștinii, acest har să experimentați întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos în acea biserică specială din Oradea. Am 3 momente emoționante în vremea aceea și îmi amintesc cu drag cum sora mea mă căuta. Eu în perioada aceea nu frecventam biserica, m-am depărtat și într-un moment dat, vino și tu, și chiar m-a căutat la clubul unde mergeam eu cu alți prieteni de-ai mei și m-am hotărât, hai să mă duc totuși. Atunci când m-am dus, am rămas acolo, pentru că, așa cum spunea Elisabeta, în perioada aceea, fratele Liviu Olah, parcă bubuia când vorbea. Și Duhul Domnului m-a cercetat așa de tare și mi-am predat viața împreună cu ea în Oradea în anul 1975.
și în anul 1982, împreună cu Elisabeta, am plecat în Danemarca. Și atunci, în anul acela, am cântat primele cântări împreună cu ea și cu Alexandru. Și acolo s-a născut, de fapt, prima casetă, Lăudați pe Domnul. Și de atunci cântați în acest format. De atunci cântăm în această împreună. Formație. Sunteți cunoscuți deja, frații Groza, numai atât e suficient să spui frații Groza și deja practic e sinonim, se identifică muzica creștină în multe feluri cu numele vostru. Dintr-o familie simplă, cum ziceai, Eli, iată că Dumnezeu a făcut lucruri mari și minunate și Dumnezeu poate să facă lucruri extraordinare. Chiar dacă nouă ni se pare că familia e simplă, părinții poate sunt needucați, acolo există o taină divină pe care numai Dumnezeu o poate dezvălui, să zic așa, felul în care El lucrează. Aș vrea la finalul acestui segment în care am vrut și mi-am dorit foarte tare și sper că am reușit să aflăm câteva lucruri despre experiența personală cu Domnul Iisus Hristos, care practic El este sursa muzicii, El este sursa vieții, El este sursa puterii și încurajării, mai ales în aceste vremuri când problemele, crizele tulbură și lovește chiar și pe credincioși. Și muzica voastră ne înviorează, ne dă oxigen, ne dă speranță, ne încântă sufletele. Aș vrea la finalul acestui segment să propun să ascultăm una din piesele voastre care mie mi-e foarte drag, Pocăiește-te, omule. Cu permisiunea voastră aș vrea să ascultăm acest cântec, după care vom reveni și vom continua dialogul nostru. Rămâneți cu noi, voi reveni cu acești frați speciali, frații Groza. Meditează la viața ta astăzi, tu omule. Scoală-te din păcat, cercetează-ți viața ta. Cine ești, ce dorești, cum trăiești, fără de Dumnezeu? Nu te pierde așa de ușor, încrede-te în El. Ridică-ți privirea în sus.
până încă mai e har. Și totul primești în dar. După moarte va fi prea târziu și vei regreta. Vin la Iisus acum să-ți dea El mântuirea Lui. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Ridică-ți privirea-n sus, stai de vorbă cu Iisus. Sunt Dr. Popa, doresc să vă salut și să vă spun că încă am o plăcere și o bucurie deosebită să lucrez cu pacienți români și de alte naționalități la aceeași locație de peste 25 de ani. În locația noastră oferim extracții și chirurgie maxilofacială de toate nivelele, punți de aur și dentare, tratamente endodontice, tratamente de îndreptare dinților la copii și la tineri, tratamente periodontale. Toate lucrările care le facem sunt lucrări garantate la nivelul pe care le așteptați dumneavoastră. Community Optical Center este o ramură a misiunii International Missions Alliance. Pentru examinare optică de doctor cu o vastă experiență în domeniu, sunați la 773-486-7661. Avem o gamă extraordinară de ochelari de cea mai bună calitate, la un preț deosebit de scăzut. Pentru informații și programări, ne puteți contacta la 773-486-7661. Am revenit în studio și mă bucur enorm de mult să fiu alături de frații Groza, care mărturisesc că mă inspiră și simt așa o bucurie în sufletul meu că i-am aici lângă mine. Cred că e Duhul Sfânt
care îi însoțește, care ne produce această stare de bucurie și de pace pe care o simțim aici în studio și cred că se va transfera și prin aceste camere de luat vedere și va ajunge și în casele oamenilor care ne urmăresc. Am ascultat acel cântec profund, cu atâta pasiune interpretat, Pocăiește-te, omule. Puteți să ne spuneți ceva despre acest cântec? Când s-a compus sau ce puteți să ne spuneți despre sursa acestei compoziții atât de speciale? Schimbarea mea în viață și prezența Duhului Sfânt în inima mea m-a făcut să compun această cântare. E cam directă. Pocăiește-te, omule. Pentru că citind din Cuvântul lui Dumnezeu, care este baza și a fost tot timpul baza cântărilor, de sursă de inspirație a cântărilor mele, am vrut să spun oamenilor direct să se pocăiască, pentru că este o poruncă a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a dat această cântare și acest text. Consider. Chiar în perioada aceea ai fost de față la trecerea din viață a prietenei voastre de familie, a lui Elsa, și erai acolo și ai văzut, te-a chemat să te rogi pentru ea. Da. Și ai văzut cum aparatele care o țineau în viață și cum trece omul și ai realizat că omul este așa de trecător nimic pe acest pământ. Dumnezeu. Și ea s-a pocăit chiar pe patul de spital. Și atunci am fost inspirat mult și de aceste secvențe. Este tragic. Mi-amintesc de mărturia lui de atunci și... Foarte frumos și interesant și îmi vine în gând să spun, poate sunt oameni care se uită la noi și spune, eu nu sunt pregătit să mă pocăiesc, eu am atâtea vicii, atâtea probleme, atâtea lucruri nerezolvate. Oamenii totdeauna caută să se scuze, însă realitatea este că niciodată nu știm, așa cum s-a întâmplat în viața prietenei care te-a inspirat, nu se știe când se sfârșește. Da. Biblia spune, azi cât se cheamă, cât te cheamă, răspunde. Răspunde și nu amâna, că nu se știe ce va duce ziua de mâine. Și nu numai atât, dar vreau să vă spun că mesajul cântării acesteia de-a lungul anilor a avut un răsunet profund la multe suflete care au ascultat. Au fost mulți care ne-au mărturisit cât de minunat a lucrat Dumnezeu prin mesajul cântării. A schimbat viețile, mulți s-au întors. Chiar la sala Palatului în 99 a răsunat cântarea aceasta cu atâta putere încât sala a vibrat. Și când s-au făcut chemări, mulțimi de oameni și-au ridicat mâinile spre Domnul. Acesta este semnul că Dumnezeu cercetează prin cântare și nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ne folosește în lucrarea Lui. Și ceea ce aș vrea să vă mai spun este faptul că mesajul cântării acesteia a rămas și rămâne viu și este tot timpul nouă. Așa ne spun cei care ascultă. Și sunt de asemenea multe, multe cântări care au cercetat și au avut un impact special la suflet. Ne-au mărturisit mulți de-a lungul anilor, de exemplu, cântarea Mă încred în Tine, Doamne, orice ce s-ar întâmpla. Mesajul acestei cântări iarăși a fost cutremurător pentru multe suflete. Am înviorat, am îngâiat, a cercetat vieți. Am fost câteva luni în urmă la o evangelizare într-un oraș în țara noastră și soția păstorului de acolo a fost diagnosticată cu cancer și mi-a mărturisit cu lacrimi în ochi că atunci când a ajuns la spitalul de oncologie pe masa de operație, când medicul anestezist căuta să o încurajeze, ea a început să-i fredoneze cuvintele cântării acesteia. Și când m-am trezit din anestezie, îmi spunea ea, simțeam prezența Domnului acolo și în mintea mea era aceeași cântare. Iarăși o încurajare pentru noi că Dumnezeu folosește cântarea. Și chiar sâmbătă am fost aici în Chicago la frații adventiști.
am avut așa un timp plăcut cu ei și o soră de acolo ne-a mărturisit că și-a pierdut fetița la 5 săptămâni. Și dacă nu era cântarea aceasta, îmi spunea ea, simțeam că nu o să pot trece pe aici. Dar nu numai că am reușit și am simțit mângâiere și încurajare, dar am avut putere să mă duc să mângâi pe alții. Așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu lucrează minunat. Cred că mai mult decât orice este acest aspect, faptul că suntem parteneri cu Duhul Sfânt și că talanții pe care Dumnezeu vi-a dat, i-a spus în slujba Lui și voi vă faceți partea voastră și El își face partea Lui. E atât de minunat, e așa de frumos. Știi? Să ai această relație de parteneriat și să poți să fii de folos în mâna Domnului Iisus Hristos. Știu că pentru voi, trăind în părți diferite ale lumii, nu e simplu, nu e ușor să vă întâlniți, să cântați împreună. Toma, spune-ne puțin despre vizita voastră sau despre acest turneu pe care îl parcurgeți acum împreună în America. Dacă n-ar fi Toma, noi nu am fi aici. Deci Dumnezeu înseamnă că am plasat întrebarea lui, la fix fără să știu. Dumnezeu i-a dat lui locul special în acest trip. Ce să spun, Alexandru a compus în ultimii 2 ani 40 de cântări noi și 10 pentru copii, 30 pentru noi, cei adulți. Și am decis ca să pornim la un turneu ca să introducem aceste cântări pentru slava și lauda Domnului, ca să lăsăm aceste cântări celor care îndrăgesc muzica noastră și cred că aceste cântări care sunt pe aceste ultimele CD-uri sunt de o calitate foarte bună și au un mesaj și un text deosebit și cercetează sufletele oamenilor. Și acesta este scopul nostru, de a aduce ceva nou, de a aduce ceva pentru sufletul oamenilor care să lucreze, să-i la viața lor, să-i convingă că dragostea lui Dumnezeu este prezentă și ne urmărește pas cu pas și Dumnezeu ne vrea pentru El. Revin la fratele Alexandru, care nu mai este tânăr și totuși e activ, foarte activ. N-ai obosit, frate Alexandru? Louis Armstrong spunea, un muzician se oprește atunci când nu mai are ce da, când nu mai este muzică în el. Eu sunt plin de armonii și de dragostea lui Dumnezeu. Puterea Duhului Sfânt domnește în inima mea și voi cânta lui Dumnezeu cât timp voi trăi. Frumos, foarte frumos spus și mi-amintesc că aceste cuvinte au fost menționate și la întâlnirea voastră de la Biserica Philadelphia din Portland, unde biserica a avut îndemn și inspirație să vă onoreze și să vă ofere o placă de recunoștință pentru muzica, cântecele pe care le-ați compus și care ne folosesc și ne inspiră și ne încurajează și astăzi în foarte, foarte multe biserici. Ce urmează, dacă pot să spun așa? Acum ne aflăm la Chicago și traseul vostru probabil că nu se oprește aici. Ce alte locuri mai aveți de gând să vizitați? Thomas, știe. Deci vom pleca marți, mâine, spre Detroit. Acolo vom fi pentru câteva zile. Duminica viitoare vom fi de dimineață la Biserica Pentecostală de acolo, la una dintre ele, după masă la cealaltă, mai mare. Și vom reveni în Chicago pentru duminica aialaltă din 7 octombrie. Din Chicago vom pleca spre Dallas pentru o zi și de acolo ne întoarcem în California pentru o pauză de 10 zile. După această pauză vom pleca în ultimul segment din acest turneu spre Atlanta, Florida, Nashville și acolo vom încheia turneul nostru. Vom reveni acasă și Alexandru și Elisabeta vor pleca spre casă în luna noiembrie. Dacă mergem la Nashville, nu vom înregistra cântări de muzică country. Nu? Vom servi pe Domnul.
Știu că deplasările astea nu sunt simple, nu sunt deloc ușoare și... Dumnezeu ne poartă de grijă. Dumnezeu vă poartă de grijă. Asta e foarte important. Aș vrea, pentru că eu am propus data trecută un cântec, acum aș vrea să vă rog pe voi să ne propuneți ce piesă ați vrea să oferiți telespectatorilor noștri, oricare doriți sau considerați voi că ar fi potrivită, să-i lăsăm să o asculte, să se învioreze sufletește. Dacă s-a ascultat cântarea Pocăiește, omule, e frumos să cântăm, să se audă și să răsune în inimile noastre cântarea de bucurie. Va veni, de inimă. Va veni o zi în care toți aleșii Domnului vor cânta unind de slavă mielului. Așa că ziua aceea nu-i departe, pregătește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Și cred că foarte mulți o cunosc. Ea este o cântare chiar compusă chiar la începuturile activității lui. Și eu aș prefera, dacă se poate, o cântare, una dintre compozițiile noi a fratelui meu, cântarea Pacea din inimă, mi-o dă doar Domnul. Și într-adevăr, unde să cauți pacea în lumea aceasta, când problemele sunt așa de acute, numai la Domnul, pentru că El este Cel care intervine, aduce pace, bucurie, mângâiere și El îți alină inima în vreme de necaz. Așa cum spune, cum spun versurile cântării. Vă invit acum să ascultăm Va veni o zi în care toți aleșii Domnului, apoi la finalul emisiunii ne vom despărți cu celălalt cântec propus, Pacea din inimă. Nu plecați, rămâneți cu noi pentru că vom reveni și vom continua discuția noastră cu frații Broza. Sunt Dr. Popa, doresc să vă salut și să vă spun că încă am o plăcere și o bucurie deosebită să lucrez cu pacienți români și de alte naționalități la aceeași locație de peste 25 de ani. În locația noastră oferim extracții și chirurgie maxilofacială de toate nivelele, punți de aur și dentare, tratamente endodontice, tratamente de îndreptare dinților la copii și la tineri, tratamente periodontale. Toate lucrările care le facem sunt lucrări garantate la nivelul pe care îl așteptați dumneavoastră. Am revenit în studio și astăzi am bucuria și plăcerea să fiu alături de frații Groza. Am auzit că proveniți dintr-o familie minunată, ați fost, sunteți 7 frați. Am vrea acum să știm despre familiile voastre puțin. Ne spuneți câteva lucruri despre
voi și despre familiile voastre. Vă cunoaștem pe voi foarte bine, dar nu știm prea multe despre cei dragi ai voștri care vă dau voie să mergeți atâta timp pe drumuri și să cântați, să lăudați pe Dumnezeu și să încurajați oamenii, dar și ei tacit fac și ei o lucrare așteptându-vă și simțindu-vă lipsa cât sunteți plecați. Frate Groza, ce ne poți spune despre familia dumneavoastră? Eu vreau să spun că sunt căsătorit, soția mea este daneză, am un băiat de 38 de ani și sunt bunic. Să fiți sănătos. O fetiță, Frederica, care se cheamă în românește Împăciuitoarea, și un băiat, Michael, Michael, băiatul are 6 ani și fetița 8 ani. Să fie sănătoși. Și simt o dragoste pentru ei deosebită și abia aștept să-i revăd din nou. Frumos, foarte frumos. Elisabeta? Și eu sunt căsătorită și locuiesc în Oradea și am două fiice. Nicoleta, care și ea este implicată în lucrarea Domnului. Ea a terminat conservatorul, facultatea de muzică, pian principal, este profesor de pian și încă o fiică, Stephanie, are 19 ani, este studentă tot la artă, graphic design. Ea este mai mult înclinată spre pictură, fotografie, pictură și a descoperit talentele acum și îi mulțumesc Domnului pentru ele și pentru că sunt predate lui Dumnezeu împreună. Fiica mea cea mare este căsătorită și chiar și eu sunt bunică. Am doi nepoți. Fiica ei, Sara, este chiar acolo pe Sara pe o văd aici pe un CD. Da, ea cântă cântările pentru copii și pe celălalt este tot ea, da? Și pe celălalt. Da. Asta cred că sunt la da, fel. Este un copil care iubește mult pe Domnul Iisus și ea face pian și cântă în biserică. Ei locuiesc în Los Angeles de 3 ani de zile și mai avem încă un nepoțel de 9 luni. M-am bucurat să pot să fiu și să împărtășie cu ei acum aici. Ce aș vrea să menționez este faptul că fetița aceasta, Sara, nepoțica mea, ea cântă foarte frumos și iubește mult pe Domnul și în timp ce învăța cântările pe care le-a compus Alexandru pentru copii, mesajul unei cântări care este o rugăciune, i-a cercetat sufletul ei, s-a oprit din cântat și l-a întrebat pe tatăl ei: tati, pot să plâng pe cântarea asta? Acesta este semnul că Duhul lui Dumnezeu lucrează prin cântare, prin mesajul cântării și la sufletul copiilor noștri. Nu pot să nu-i mulțumesc Domnului pentru ce mi-a dăruit, pentru binecuvântările din viață și soțul meu care este în spate și mă sprijină în lucrarea aceasta, în rugăciune și înțelege. Și împreună noi de multe ori mergem în misiune. Suntem invitați în seriile de evangelizare de multe ori la biserici, eu acolo în România unde sunt și slujesc Domnului. Mă ajută, este alături de mine și mulțumim pentru Domnului pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Ce vreau să vă mai spun? Am uitat de copii, de cei mici. A, vine și... Mulți păstori din prin bisericile mari, străbătând turneile acestea, m-am întâlnit cu mulți și mulți mi-au spus: compune ceva, frate Alexandru, și pentru cei mici, pentru că zgomotul lumii acesteia ne fură copiii din biserici. Și am compus până acum 30 de cântări și dacă se poate să puneți un CD de copii cu cântările care le-am compus recent. Am fost în România și în biserica creștină după Evanghelie din Ploiești, Biserica Agape, un cor de copii mi-a plăcut atât de mult și am făcut un CD în 10 zile cu ei, cântări de copii. Să puneți cântarea Dumnezeu e Creatorul cu copii. După ce auzim și povestea lui Toma despre familia lui, vom pune această cântare, după aia vom reveni și vom concluziona. Da, și eu sunt căsătorit, am două fete,
Cea mai mare are 33 de ani, lucrează, are familia ei, două nepoțele, sunt bunic și eu, ca și Alexandru și Elisabeta. Cea mică are 24 de ani, abia a terminat acum 2 ani și lucrează ca lawyer în California. Soția mea, îi mulțumesc că mă înțelege și acceptă să organizez aceste turnee, să plec, să lipsesc de acasă. Nu e ușor, nici pentru ea. Și de-a lungul anilor aș putea să spun că vacanțele mele le-am dedicat acestor turnee. Și eu la fel. Trebuie să fii foarte pasionat și foarte dedicat să faci asta. Nu oricine poate să înlocuiască vacanța cu plecarea în misiune. Dumnezeu v-a dat un har special și familii speciale ca să vă susțină, să vă înțeleagă. Pentru că dacă n-ai un soț sau o soție care te înțelege, te susține când pleci și lipsești o perioadă de timp, greul rămâne acasă. Eu știu și de la mine, la fel, când plec mă gândesc cu groază, pentru că mi-e greu și mie, dar parcă mai mult mi-e greu ca să știu că e greu soției care rămâne acasă. Deci este într-adevăr un sacrificiu pe care îl faceți și mulțumim lui Dumnezeu că ați primit înțelegere și sprijinul și în acest fel, să aveți familii minunate în care ați crescut și acum în care sunteți. Aș vrea să dedicăm acest cântec copiilor. Sigur că copiii voștri și nepoții voștri vor fi binecuvântați de oboseala voastră, de sacrificiile voastre și nu numai. Deci sunt convins că foarte multe biserici și școli duminicale vor putea să beneficieze de aceste cântări frumoase compuse de fratele Alexandru Groza. Vă invit să ascultăm acest cântec pentru copii. Dedicăm acest cântec tuturor copiilor din lume. Lumină zi de zi.
Am revenit în studio și suntem la finalul emisiunii de astăzi. Cred că a fost o emisiune cu adevărat specială pentru toți care ați avut plăcerea și răbdarea, am vrut să spun, să ascultați până la capăt acest program. La final aș vrea să spun câteva lucruri despre aceste produse, care eu știu sigur că ele se fac cu multă trudă și cu sacrificiu, cu inspirația Duhului Sfânt, dar și cu bani. Corect. Că nici o casă de discuri nu-ți produce niciun album fără să plătești. Și omenește vorbind, aș vrea să întreb cum reușiți să vă întrețineți din punct de vedere material și cum pot oamenii care doresc să investească în lucrarea pe care voi o faceți să intre în posesia acestor materiale, cărți, discuri, DVD-uri și așa mai departe. Cred că prin dumneavoastră, pe de aici, prin studioul dumneavoastră. Ok. Deci cei care sunt interesați să afle mai multe informații și doresc să intre în posesia acestor produse, pe pagina noastră de internet rtnchicago.com vom avea posibilitatea să vă trimiteți numele, să puneți întrebări și să solicitați albumele care le doriți. Cred că îi voi încuraja pe frații Groza, dacă nu deja fac asta, să aranjeze un website, poate chiar vă ajutăm în acest sens, ca să intre lumea în contact cu voi și să comande, să vă susțină, pentru că eu știu că lucrarea lui Dumnezeu se face cu mult sacrificiu, dar poate cei mai mulți nu știu sau poate nu-și dau seama că implică și resurse materiale, și resurse financiare. Mai ales când apar lucruri neprevăzute și costuri de transport și așa mai departe. Toma, în concluzie, pentru că am dedus, deși nu știu oficial, cred că ești mai mult implicat în partea organizatorică, da. Ce poți să ne spui în acest sens? Lucrăm acum la o pagină pe website care e în construcție și în curând vom da această pagină cu toate informațiile și cei care doresc aceste CD-uri cu muzica noastră și cărți de cântări le vor putea procura prin acest website. Mie mi-e tare greu să cer pentru mine, dar nu mi-e greu deloc să cer pentru alții. Așa că, la finalul acestei emisiuni, vreau să vă mulțumesc pentru participarea în emisiune și aș vrea să vorbesc un pic cu telespectatorii mei pe care îi admir, iubesc și care știu că le vor tot binele din lume. Pentru cei născuți din nou, pentru cei care sunt creștini și frecventează o biserică și au beneficiat de aceste cântece de-a lungul timpului, îndrăznesc să vă invit să fiți parte și să susțineți acest grup minunat, frații Groza. Cum o faceți e treaba dumneavoastră, eu nu o să dau direcțiuni, nu o să cer sume specifice, dar vă încurajez. Știu că Duhul lui Dumnezeu vă cercetează. Atunci când ascultați un cântec și când vă amintiți de frații Groza, intrați în contact cu ei. Scrieți-ne nouă un mesaj și eu vă asigur că va ajunge la cine trebuie și puteți intra în contact direct cu acești frați dragi și ei vă vor putea da mai multe informații, puteți comunica și colabora în acest sens. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de noi la emisiunea Față în Față și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze frații Groza și să ne revedem cu bine și sănătoși. Și spectatorii. Vă mulțumim. 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 Cu mare plăcere. Și vă iubim. Și dedicăm pentru ascultătorii noștri cântarea Când aproape am fost de mal, a mai venit un val, pentru că mesajul cântării acesteia a fost o încurajare pentru mulți, mulți care au trecut prin încercări, prin valuri. Și la Radio Vocea Evangheliei din Oradea, cu care colaborez eu, am primit un telefon într-o zi și era o femeie care îmi spunea, ascultând pe post cântarea aceasta, cântarea aceasta m-a copleșit și mă regăsesc în ea, pentru că acolo este viața mea. Când am crezut că am scăpat de un val, Dumnezeu mi-a mai dat unul și încă unul și încă unul. Eu aș vrea să spun că în mijlocul valului
este mâna Domnului întinsă, gata să ne ridice de acolo. Trebuie doar să ne încredem în El. Și aș vrea să rămânem cu această încredințare în mâna Domnului în orice vreme de necaz, de încercare. Cu aceste gânduri vă invităm să ascultați acest cântec. În singurătatea grea plângea inima mea după harul lui Dumnezeu. Ai plâns vreodată după harul lui Dumnezeu? L-ai căutat pe Iisus Hristos cu lacrimi? Eu trecut am grele încercări. Când necazul s-a ivit, Domnul El m-a smerit mai mult. În singurătatea grea plângea inima mea de dor. După harul să-mi vină în ajutor. În singurătatea grea plângea inima mea de dor. După harul Domnului să-mi vină în ajutor. Când în largul mării am fost, malul eu l-am dorit mereu. Dar furtuna s-a ivit, Domnul El m-a smerit mai mult. Când aproape am fost de mal, a mai venit un val din lac. Ce m-a dus în depărtări, prin alte încercări mai mari. Când aproape am fost de mal, a mai venit un val din lac. Ce m-a dus în depărtări, prin alte încercări. Dar în tot necazul meu, Domnul m-a ocrotit mereu. El m-a scos cu mâna sa din încercarea grea, chiar El. Brațul său mântuitor m-a ridicat din valul greu. Sufletul El ne-a salvat din marea de păcat. Brațul Său mântuitor m-a ridicat din valul greu. Sufletul El ne-a salvat din marea de păcat. Spre Domnul am strigat, din val m-a ridicat chiar El. Valul mării furios, Domnul a liniștit pe loc. Câte zile voi avea, în toate-L voi lăuda pe El. El m-a scos cu mâna sa din încercarea grea.